is Impulse Radio. Din nou împreună, dragii mei, este 9.54. Mă cred că într-un minut o să ascultăm știrile. Nadina e din nou cu voi, cu noi, în această dimineață. Aici sunt. Ești bine? Foarte bine. Mâine vicreață, da? Deci mâine vreau să vedem dacă am apă caldă. Cu alte cuvinte, mâine, asta zicem bună, așa, da, care a fost gluma pare de an. Pare o glumă, dar nu e, nu, pare o glumă, dar nu am apă caldă, dar am suferit mult până să am apă caldă. Gluma de la începutul emisiunii. Mâine vii cu căciulița de păr, vorba aia, da. Dar nu, nu o să vină. O să fie aceeași Nadina Zisu pe care o cunoaștem foarte bine. Haideți să auzim știrile, ne apropiem de fix, așadar Nadina Zisu și știrile orei. Bună dimineața din nou! Camera Deputaților și Senatul se reunesc la ora 12 pentru votul de investire a guvernului Ciolacu. Cei de la UDMR, scoși din calcule după rotația guvernamentală, au anunțat deja că nu vor vota guvernul PSD. Chiar și așa, viitorul executiv are mari șanse să fie votat în Parlament. Un patron de restaurante din sectorul 2 din capital a fost bătut și împușcat de o bandă de motocicliști. Agresorii ar fi cetățeni străini și sunt căutați la această oră de oamenii legii. Aeroportul internațional de la Brașov a fost deschis oficial în această dimineață, iar primul avion care a aterizat pe pistă a fost o aeronavă Tarom. Noul aeroport este dotat cu tehnologii de ultimă generație. Echipamentele de scanare a bagajelor au algoritmi de detecție pentru explozibili, iar pasagerii nu vor mai fi nevoiți să scoată lichidele și electronicele din bagaje. Șoferii care au permis de categoria B vor putea conduce în curând și motociclete. Condiția este să aibă peste 24 de ani, iar motocicleta să nu depășească 125 de centimetri cubi. Proiectul a trecut de Parlament și va ajunge în curând la promulgare. Fosta șefă ICR Londra dă în judecată Ministerul de Externe după ce a fost revocată din funcție. Catin Canistor, care stătea într-un apartament de 6.500 de lire sterline pe lună plătit de stat, deși avea locuință de serviciu la dispoziție, a fost dată afară din fruntea ICR după un așa zis moment artistic susținut la sediul Institutului în luna martie. După alerta de holeră din Ucraina, în urma prăbușirii barajului de pe Nipru, tot mai mulți români își anulează vacanțele pe litoral. Biologii spun însă că pericolul ca bacteria care provoacă boala să ajungă și la noi este foarte scăzut. Transfăgărășanul se va deschide la mijlocul săptămânii viitoare, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov. Stratul de zăpadă depășește în continuare 2 metri în anumite locuri. Cel mai longeviv român din toate timpurile ar putea fi o femeie din județul Alba. Un document descoperit în arhivele unei parohii arată că femeia ar fi trăit numai puțin de 120 de ani, timp în care a avut 5 soți. Italienii și-au luat rămas bun cu aplauze și scandări de la Silvio Berlusconi. 20.000 de oameni au luat parte la funeraliile de la Milano, între care întreaga conducerea țării și mai mulți lideri mondiali. Fostul premier al Italiei și cel mai puternic om politic al peninsulei în ultimii 30 de ani va fi incinerat, iar urna depusă lângă reședința sa din Milano. Johnny Depp a primit despăgubirile de $1 milion datorate de Amber Heard după procesul de defăimare. Actorul va dona întreaga sumă către 5 organizații care se ocupă cu susținerea copiilor cu probleme neuromotorii, cu protejarea mediului, dar și cu susținerea tinerilor artiști din medii defavorizate. Și celebra întrebare, cine a fost primul, oul sau găina? Și a găsit în sfârșit răspuns. Cercetătorii de la Universitatea Bristol spun că e foarte posibil ca strămoșii găinei să nu fi depus deloc ouă, așa cum se credea până acum. Așadar, sunt mari șanse ca găina să fi fost prima. Cam atât de la știrile dimineții, eu sunt Nadina Zisu. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Ne revedem și ne reauzim mâine dimineață. Cu bine! Dimineața pe doi. Deci, exact. Cine a fost primul ou sau găina? Întrebarea dimineții ar fi trebuit să fie, dar poate o să fie mâine dimineață. Cine este în casă cocoșul și cine este găina? Da, e o întrebare retorică. N-are niciun sens punem această întrebare. Uite, Nadina și răspuns și mi-a plăcut asta. E un răspuns diplomatic. Curând. Răspunsul este altul. Da? În orice casă cântă găina. Găina.
Asta este adevărat. Așa am văzut și Codac, la Codac, Codac, e 10.09. Este bună dimineața cu Codac. Pe mâine dimineața aflăm răspunsul la alte întrebări care vă frământă. Sau poate cine știe, ne adresați voi niște întrebări care vă frământă și ne frământă și pe noi. Dar o să fim în aceeași gașcă, Grig, Cernat și evident Nadina Zisu. Pe mâine dimineața vă pupăm. Să aveți o zi frumoasă și ușoară astăzi de joi. Gata, vine weekendul. Pa! Bye! Pa, pa!